Bine v-am regăsit! Berbec, ai șansa de a învăța multe lucruri de la partenerul de cuplu și de la prietenii primești lecții prețioase de care ar fi bine să ții cont. Taur, pot apărea dificultăți produse în special de cei față de care ai o anumită slăbiciune, pentru că îi lași să trăiască așa cum vor, crezând că așa îți va fi și ție bine. Gemeni. Vei observa că ai adunat prea multe poveri și că trebuie să te eliberezi de ele. Sunt în principal problemele de familie pe care nu le poți rezolva. Rac. Dacă ai ajuns la capătul răbdării cu cei din familie, ai putea provoca o adevărată revoluție în acest mediu. Dacă mai rabzi puțin, ai putea observa că dialogul este singura soluție viabilă leu. Azi ar prinde bine să fii atent la reacțiile tale și să le temperezi atunci când observi că încep să exagerezi. Cu siguranță va fi apreciat acest efort al tău. Fecioară, este mai important să te ocupi de starea ta generală în mod special de cea interioară. Tulburările apar oricum, dar contează cum le întâmpini pas cu pas. Cu detalii despre următoarele șase zodii revin imediat.